Mă numesc Călugăru Frumosu, am 46 de ani și am avut o intervenție, un implant de păr prin clinica Esar Duman. Tot am fost nehotărât pentru că mai mulți prieteni ai mei au avut astfel de intervenții prin alte clinici din Turcia și nu văzusem un rezultat foarte bun. Prin recomandarea unui prieten am venit la un consult la domnul Esar Duman. În urma consultației pe care am avut-o cu dânsul, mi-a explicat clar ce înseamnă intervenția de păr și ce tratamente trebuie să am și înainte și după operație și atunci am considerat că este oportun să merg prin domnul Esar Duman. Intervenția a durat 8 ore, de la intrarea în clinică și până la ieșire. Intervenția nu este dureroasă, sunt o echipă întreagă de medici lângă tine, am primit toate informațiile de care am avut nevoie și suportul, inclusiv mi-au explicat pașii intervenției. Am avut o anestezie locală care a ținut foarte ok și după finalizarea implantului am fost dus cu mașina la hotel. Pentru intervenția de implant de păr nu a fost necesară internare și imediat după implant am fost dus la hotel. Prima spălare de scalp a fost realizată în Turcia la 2 zile după implant, a doua zi fiind una de relaxare, și la un interval de 4 zile a fost realizată aici, în clinică, la domnul Esar Duman. Am avut din partea domnului Esar Duman tot sprijinul și toate detaliile, oferindu-mi suport prin un consultant al clinicii. Am fost inclusiv sfătuit în privința alegerii hotelului, a transportului, am avut suport inclusiv pe partea de transport, oferindu-mi acest suport și transportul între clinici, hotel și tot ce implică transport. A fost într-adevăr foarte bine organizat și consider că n-am avut niciun fel de probleme de adaptare sau de găsire a unor mici probleme, fiind inclusiv consultant pe tot parcursul deplasării mele. De la prima consultație pe care am avut-o cu Esar Duman am înțeles importanța și rolul tratamentului cu laser și a tratamentelor care implică înainte și după. Și ăsta este motivul care am ales să vin și să fac tratamentul și implantul aici, pentru că în general în toate clinicile sau alte soluții din Turcia nu fac decât implant și după care lasă la libera creșterea părului și nimic soluții sau sfaturi ce înseamnă menținerea scalpului și după implant. Aici a fost un lucru în care m-am decis. Tratamentul a fost în prima oară de 3 luni de zile, pentru că aveam un firul de păr foarte rar și părul era foarte rar și foarte firav și am avut un tratament de 3 luni de zile de laser și inclusiv cu PRP și niște soluții și vitamine. Și după implantul de păr, cum și acum sunt în tratament de încă 9 luni de zile de laser și soluții și tratament. Este cred că cea mai bună soluție, pentru că firul mi s-a îngroșat, se vede foarte bine creșterea lui și rezistență și la spălat și după spălat, când îl spăl, este foarte, foarte ok. Rezultatele se văd inclusiv în ceea ce înseamnă modul de implicare a celor din Turcia. Am avut un suport extraordinar de bun. Au fost întotdeauna cu răspunsuri la toate întrebările mele și inclusiv aici în clinică, la Esar Duman, în permanență primesc toate informațiile de care am nevoie și tratamentul pentru menținerea și păstrarea implantului de păr pe o durată cât mai lungă. Recomand cu foarte mare încredere și recomand și persoanelor care sunt într-o fază ca a mea să citească bine, să se informeze și să vină aici pentru a putea avea deci rezultate mult mai bune decât la niște clinici pe care sunt doar că sunt mai ieftine și sunt doar pentru implant și nimic altceva, suport înainte și după.